Deci B egal cu... B egal cu... Putem să facem... Luăm caz par și caz impar? Aici e problema foarte importantă. Par și impar. Că el poate să fie și par și impar. Da, da. Și la multiplu de 3 trebuie să mă gândesc. La multiplu de 3. Și am o poveste dificilă. Nu numai, dacă aș fi fost mai până aici, 2 n și 2 n plus 1, mă gândeam la par și impar. Uh-huh. Dar aici lucrurile se complică un pic. Dacă e par, dă. Dacă par, impar, sigur, să văd dacă mă pot pronunța în astea două variante, par și impar. Putem să scriem pe minus 1 la puterea m plus 1 ca și minus 1 la m ori minus 1 la altuia. Se zizez ce mă deranjează pe mine Miruna acolo? Da. Păi 2 la n, 3 la m. Și 3 la n și 3 la m plus 1. Deci și multiplu de 3 și de 2. Și atunci mă gândesc la multiplu de 6. Deci variante pe care trebuie să le luăm o să fie 6. 6K. 6K plus 1. Restul împărțirii la lui 6. Care sunt restul în împărțirea la 6? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Deci cazurile pe care trebuie să le analizăm vor fi următoare. N egal cu 6K. 1. Sau 2. N egal cu 6K plus 1. N egal cu 6K plus 2. N 4. Egal cu 6K plus 3. N egal cu 6K plus 4. Și N egal cu 6K plus 5. Și atunci devine liștiu. Deci, cazul întâi. N egal cu 6K. Atunci, N plus 1 cât va fi N plus 1 va fi 6K plus 1. Ce fel de număr este 6K plus 1? Impar. Impar. Da? Deci, impar. Impar. Dar 2N, 2N va veni 6, 2 ori 6 K. 12 K. Egal cu 12 K. Adică 4. Că 12 multiplu de 2 K. Apoi, pe cine mai avem? Pe 2N plus 1. 2N plus 1. 2N plus 1, cât va veni Adina? 2 ori 6K plus 1. 2 ori 6K plus 1. Adică 13K. Nu, 12K. 1 ăsta nu se poate luna, da? Nu se mai spune. 12K plus 1. Adică? Impar. Impar. E plus 1, da? Impar. 3N va fi 18K. 3N va fi 18K. 18. 3 ori 6K. Ca să înțelegem că acum e egal cu 18K, care înseamnă par, nu? Da. Și 3K plus 1, 3N plus 1, 3N plus 1, egal cu? 18K plus 1. 18K plus 1. Impar. Care este impar. Și în situația asta, B-ul va arăta așa, B egal cu? Adică, să le luăm încă o dată. Vezi, eu am mers cu N 6K. Adică cu N par. N 6K, multiplul de 6. Care e și par, nu? În condiție N plus 1. Eu am nevoie de N plus 1, ate? Am. Da. Am nevoie de 2N. Da. Am nevoie de 2N plus 1. Da. Am nevoie de 3N. 3N plus 1. Și atunci B va arăta în varianta următoare.
Ia să vedem. Minus 1 la putere pară. Minus 1 la putere n. Adică 6K. 6K. Adunat cu minus 1 la puterea n plus 1, adică cine? 12K plus 1. Da. Plus adunat cu minus 1 la puterea minus 1 la puterea 2N, care e 12K. 12K. Adunat cu minus 1 la puterea cred că la cu 2, 2 ori minus 1. Nu, nu, ați ajuns pe departe. Domn profesor, al doilea termen, minus 1 la puterea 6K plus 1. Aici este, da? La al doilea termen să vă deci hai să luăm încă o dată. Minus 1 la 6K. Da. Minus 1... Plus minus 1 la puterea 6K plus 1. 6K plus 1. 6K plus 1. Plus minus 1 la puterea... 12K. 12K. Da. Plus minus 1 la puterea 12K plus 1. 12 minus 1 la 12... K plus 1. 12K plus 1. Plus. Plus 2 ori. Plus 2 ori. Minus 1 la puterea 3N, care este 18K. 3N este 18K, da. Ori minus 1 la puterea, minus 1 la puterea 18K plus 1. 18K plus 1. Ei sunt elea. Ia să mai dea un împărat de copii. Deci, am mers cu varianta că nu ar fi 6K. Atunci N plus 1 este 6K plus 1. 2N e 2 ori 12K. 2N plus 1 este 6 ori 2, 12K plus 1. 3N, 18K. 3N plus 1, 18K plus 1. Și egășiți-o arată așa. Atunci B va fi egal. Minus 1 la putere pară 1. 1. Adunat minus, cu? Minus 1 la putere impară. E la putere impară este minus 1. Acum iar minus 1 la putere pară, copii. Minus 1 la putere pară este plus 1. Plus 1. Minus. Dar ce minus 1 la impară e minus 1. Minus 1. Plus 1. Plus 2, adică. Plus 2 ori. Plus 2. Minus 1 la o putere pară, iar e 1. Minus 1 la putere impară. Nu, pară întâi. Pară, aici, da. Am zis, 2 ori 1. 2 ori 1, da, 2 ori 1. Da. 2 ori 1, 2. Da, ori. Ori minus 1. Ori minus 1. Ori minus 1, corect. Deci minus 1 la putere impară. Și este egal 18 plus 1, deci este minus 1. Și egal cu? Minus 2. Asta face 0. Aici face 0. Și 2 ori minus 1 face minus 2. B e minus 2. A e 2, B e minus 2. Deci iată că B, știam că A egal cu 2. B-ul mi-a dat minus, minus 2. 2. Atunci A plus B egal cu 0. A plus B să faceți. A plus B. Și atunci A plus B e 0. A plus B e 0 în cazul ăsta. Da, deci, în cazul ăsta. A plus B egal cu 0. Că de-aia este 7 stele, că trebuie analizate toate cazurile. Sigur că da. Nu, toate cazuri. 6 cazuri. Păi am luat 6K. Am luat în primul caz. Deci 6, am făcut cazul 2. 1. Cazul 2. Avem 6. 6 ori 2. N egal cu 6K plus 1. Deci, hai, dar repede, că lucrăm repede, hai. Că v-ați dat drumul acum. N egal cu 6K plus 1. 6K plus 1. Rezultă că N plus 1 egal cu cât, Adi? Dacă N e 6K plus 1, atunci N plus 1. 6K plus 2. În plus 1, adică mai adăugăm un 1 cu 6K plus 1. 6K plus 2. E una, 2N cât o să fie? Nu, nu, să zicem. 6K plus 2 e număr par sau impar? Par. 6K plus 2 par. Par. Că se scoate un 2 factor, da? Da. Deci, egal da. Par, ca să înțelegem clar, da? Da. Da. Pe urmă am 2N, da? Da. 2N. Adică de 2 ori N. Egal cu 2 pe lângă 6K plus 1. 2 pe lângă 6K plus 1. Și egal cu 12K. Da, 2. Dacă e 2 oriceva, da. Egal cu par. E par. Egal par. 2N plus 1? 2N plus 1. 2N plus 1. 2 pe lângă 6K plus 1 par, plus 1 e impar. Deci 2N plus 1 va fi impar. 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 Da? E plus 1. Da. 3N.
3n egal 3 pe lângă 6 k plus 1 și egal cu 3 ori 6 k face 18 k plus 3. Păi 3 cum e? Și impar. Deci impar. Acum 3 n plus 1. Acum 3 n plus 1. Care e par? Par. Este cel 3 n care a fost impar și plus 1 devine par. Este par. Da. B mic va fi egal cu. În cazul ăsta, B mic va arăta asta. Punem deodată B mic. B mic va fi egal cu. Nu impar. La minus 1 la n. Cum este impar, că e plus 1, da, minus 1. Deci egal cu minus 1. Nu, ia uite-te la n, mama. N e 6k plus 1. 6k plus 1 e impar. La, am pe minus 1 la n. Nu, a zis că noi am zis că e par. N plus 1 am zis că e par. Puterea n plus 1. Noi suntem la asta. Nu e impar. Deci vine minus 1 la n. E minus 1 la, la impar, face minus 1. Da. Minus 1. Adunat cu? Plus. Minus ade. 1, 6, e minus 1 acum la n plus 1. Va fi. Dar n plus 1 este par. E par. E 1. Și minus 1 la par este 1. 1. Deci plus 1. 2n va fi par, deci e 1. E tot plus 1. Deci 2n, ne spunem că este par, deci e tot plus 1. Da, e obosit. Obosit, da, nu mai urmăresc. Hai, hai să mai urmărim un cadar. Mă de luăm un cadar. Da, e simplu, dar nu vrea să urmărească. Deci, avem de analizat cele 6 cazuri, da? La împărțirea la 6, avem restul 0. Când împărțim pe un număr la 6, face, poate fi restul 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Sunt 6 cazuri. Noi am făcut pentru cazul ăsta. Și acum ne-am dus la cazul al doilea, când nu e 6K plus 1. Și dacă nu este 6K plus 1, atunci trebuie să calculăm toți exponenții ăștia. Dacă nu e 6K plus 1, n plus 1. Adică lui 6 capul să ne punem plus 1, 2, 1, face număr par. Și am analizat pe toți. Și acum ne întoarcem și să calculăm pe B. B este egal cu minus 1 la puterea N. Adică la N-ul ăsta de aici. 6 cap plus 1, care este impar, e plus 1. Și minus 1 la impar face minus. Plus acum. Suntem aici. Minus 1 la N plus 1. Dar N plus 1 ce vedem? Par. Minus 1 la par face plus. Pe urmă, plus. Minus 1 adi la 2 n. Dar de 2 e par. Par. Deci eu nu. E, deci plus 1 în continuare. Dar minus 1, că este 2 n plus 1 este impar. Minus 1. Minus 1. 2 plus 1. Plus 2. Ori. Minus 1 la 3 n. 3 n impar. 3 n este impar, da? Și dacă e impar, face minus. Da. Și vine 2 ori minus 1, adică minus 2. Minus 2. Ori. Minus 1 la 3 n plus 1. 3 n plus 1 este par. Și minus la putere par este plus. Plus. Deci ori, ori 1, da? Și egal cu. Hai să facem calcul. Minus 1 și cu 1 de 0. Așa. După aia, plus 1 cu minus 1 iar de 0. Așa. Și minus 2 ori 1? 2. Minus 2. Minus 2. Da? Așa. Minus 2. Iar au cât a fost? 2. Au egal cu 2. Tot minus 2. Nu, au i 2 tot. El a rămas acolo, calculat. Au i 2. Da, dar a, și atunci tot 0. Au i 2 și atunci am pus B. Și în acest caz, A plus B face 0. Noi, în fiecare caz, trebuie să-l găsim pe B minus 2. Da? În fiecare caz, B minus 2 și să facă finalul 0. Cazul 3. Cazul 3. Mergem cu cine? E nu trebuie. 6K plus 2. Deci nu e egal cu, zicea? Nu e egal cu 6K plus 2.
impar, nu e egal cu par. 6K plus 2 este par. N plus 1 e impar. N plus 1 adică impar. La par, dacă mai pui încă 1, impar. Impar. 2N impar. 2N de două ori număr par este par. 2N par. 2N plus 1 e impar. 2N plus 1 egal impar. 3N egal cu 3 pe lângă 6K plus 2. 3N egal cu 3 pe lângă 6K plus 2. 3 pe lângă 6K plus 2. 6K plus 2 adică va fi 18K plus 6 lângă tot par. Putem să ne oprim, că de 3 ori da. Un număr par. Deci e tot par. Tot par. Și 3N plus 1 e impar. Iar 3N plus 1 egal impar. Avem aceeași ordine ca la cazul 1. Impar, par, impar, par, impar. Deci B va fi minus 2. Deci B-ul, hai să-l calculăm. B egal cu adică, te rog să-mi vorbești tu. B egal cu? B egal cu minus 1. Minus 1. La putere? La putere, pară. Pară. Adică dă 1. 1. Ca și cadul 2. 1. După aia, să vedem. Minus 1 la N plus 1 e de impar, adică e minus 1. Da. Plus 1. Plus 1, de ce? Pentru că e la putere pară. Exact, 2 e acolo de par, deci 1. După aia e minus 1. Minus 1. Plus 1. Plus 1. Minus 1. Minus 1. Nu. Deci, mi-ai zis ce? V-am zis acolo minus 1, adică da. Minus 1, da. 1, minus 1, îi 2, ori, 2 aici, da, da. Da. 2, da, 2 ori, ori minus 1 la 3 n. Adică de 3 ori n par. 2 ori minus 1, deci 2 ori 1, 2 ori, ori minus 1, adică 3 ori minus 1, ai impar, ori minus 1. Ce e cauza? Păi să simplificăm. 1 cu minus 1, 1 cu minus 1, 2 ori minus 1, e cauza minus 2. Deci și în cazul ăsta B-ul e tot minus 2, da? Și cum A-ul era 2, A plus B, atunci rezultă că A plus B egal locul 0. Se repetă, domnul profesor, toate. Da. Deci, în final, va da totdeauna 0. Da. Motivul este următorul. Puteam să observăm la început. Că ăsta și cu ăsta va face tot tipul 0. Fiindcă e cu plus 1. Sunt numere consecutive. Da? Da. Unul e par și altul e impar. Deci, ăstea doi s-anulează. La fel s-anulează ăștia doi. Da. Și trebuie să calculăm numai aici. Exact. Și deci deodată, dacă eram atenți, puteam să spunem că N și N plus 1 sunt numere consecutive. Și aici, ăsta și cu ăsta, dacă unul face minus, celălalt va face plus. Deci, așa. La fel și din face. Acolo, numai aici trebuia să analizăm. Și aș fi mers pe par și impar. Păi. Mergea pur și simplu par și impar și merge foarte rapid. În impar se întâmplă ce aici? Par face minus plus 1, 2 ori 1 și din coace face minus 1. Și plus 1 ori minus 1 sunt tot consecutive. Exact. Și tot minus 2 dădea de fiecare și dată. Și tot minus 2 dădea de fiecare dată. Cei care nu au observat ca noi au luat cazurile acestea, dar au fost instructivi în sensul că mi-am pus problema și a lui 2 și a lui 3, deci multiplul de 6. Și atunci am căutat restul din împărțiri la 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dar am muncit destul de mult și urmează, iată, nici n-am epuizat. Și dacă luam par și impar, domn profesor, era corect? Mergea și par și impar, dar aveam observația asta că cu 3 și cu 2 nu se leagă chestia asta. Observația clară era așa, că acestea sunt consecutivi, N și N plus 1. Și atunci, consecutiv fiind, unul e așa și unul e așa. Unul dă cu minus și altul dă cu plus. La fel aici consecutiv. Și la aici tot consecutiv.
simpla observație asta te aruncă foarte repede în față. Da? Și spui că faci minus 2. Nu mai muncești, corect. Nu muncești, sigur, da. Iată, poți să te duci muncitorește și să tragi de exercițiu foarte mult, să ai satisfacția că ai consumat mult timp, altul m-a observat chestia aceea și că o punctat că am de terminat. Exercițiu. Deci da? Eu terminat tema, că a fost foarte grea. Alina, vrei să lucrezi ceva? Georgiana, tu? Făcut. Ai făcut tema? Bravo. Adina, tu ai? Nu, asta a fost dar. Nu, să se arate că tot timpul A plus B este 0. Este 0 și noi trebuie să arătăm că B-ul tot timpul e minus 2. Alte cuvinte, cum pe A l-am găsit 2, B-ul să fie tot timpul minus 2. În toate cazurile. Și în toate cazurile e minus 2. Sigur că da. Nu am făcut acasă, ca să văd dacă l-am început. Nu, nu mai e nimic de muncit. Nu trebuie să analizezi toate cazurile. Eu am împins pe culoarul ăsta. Pentru că mi-am propus să fac o observație aceea că multiplul de 3 și multiplul de 2 ne determină să ne gândim la multiplul de 6 și restul împărțit la 6 sunt 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Iar Adi, în final, observația care trebuia făcută, am revenit și am spus-o, asta era. Că unul face minus, altul face plus. Unul minus, altul plus. Consecutive numerele acestea, da? 2n, 2n plus 1 sau 1n și 1 plus 1 și 3n și 3n plus 1. Asta observați. Dacă voi venea spuneți, frați o clipă, dar ce să muncim? Atunci aș fost încântat să spuneți asta. Nu muncim, nu, nu e interesant. Sunt consecutive, ăsta salonează, ăsta salonează, ăsta face aici un calcul, face tot din cu minus 2, că unul e plus, altul e minus. La mulțire, n-am altă variantă decât să spun că e minus tot timpul. De fapt, și mai rapid aici, la mulțire, cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Scopii baza să se adună exponenții. Okay. Și ar fi fost 2 ori minus 1 la puterea 3n plus 3n plus 1, 6n plus 1. Și este număr impar. E egal mai departe cu 2 ori 2 ori 1. Minus 1. 2 ori minus 1 care l-au primit 2. Era terminat, nu? Deci observați, cu cât insistăm mai mult, observăm lucrurile. Păi era de 7 stele, domnul profesor. Sigur, sigur, sigur. Iată, încă o observație vreau să vă fac. Deci în locul acestui efort imens, iată cum ar fi făcut. B egal cu minus 1 la puterea M. Urmăriți-mă. Minus 1 la M. Să vedeți cât de rapid merge. Minus 1 la M plus minus 1 la puterea M plus 1 plus minus 1 la 2M plus minus 1 la 2M plus 1. Toată lumea ar vrea să scrie. Ce vă spun acum este spectaculos de rapid. Dacă mi-a spus acum că se simplifică... Păi dacă sunt consecutive... Dar arăt acum concret de ce se simplifică. Plus 2 ori minus 1 la 3n ori minus 1 la puterea 3n plus 1. Și cam mai departe. Minus 1 la n plus ce înseamnă la n plus 1? Înseamnă ia, gândiți-vă, A la N, ori A la A întâia, este A la N plus 1. Da. Ei, minus 1 la N, ori... Asta vreau să vă spun, că este minus 1 la N. Ori... Deci minus 1 la N, ori minus 1 la A întâia. Minus 1 la A întâia. Hai să scriu la A întâia ca să înțeleagă toată lumea. E ori, mamă, că a desfăcut. De unde provine adunarea? Adunarea exponenților provine la mulțirea două puteri. Da? E minus 1 la n, ori minus 1 la întâia. Miruna, mă întorc înapoi. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Copii în baza. Minus 1 la n plus 1, da? Da. Și plus mai departe, 2, ori minus 1 la 3 n, ori... Și hai să facem aici. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Să adună, da? 3n plus 3n plus 1. 3n plus 3n plus 1. Și egal mai departe. Observăm din ăștia doi că putem scoate în factor comun. Și așa pe cine putem scoate factor comun? Pe 1.
pe minus 1 la n. Este și aici și aici. Da? Minus 1 la n este comun și într-un termen și în celălalt. Și vine minus 1 la puterea n pe lângă. Ce a rămas din primul? 1. Că 1 oriceva, da, este același număr. Deci a rămas 1 plus din al doilea ce a rămas? Minus 1. Deci 1 minus 1. 1 minus 1. Plus acum. Al doilea echipaj. Minus 1 la 2. Dar ăsta cu 2 la n am uitat să-l scriu, vedeți? Deci trebuia să-l scriu și pe ăla. Îl scriu la sfârșit acum, nu se întâmplă nimic. Deci plus minus 1 la 2 n plus minus 1 la 2 n ori minus 1. Era minus 1 la cât era? La 2 n plus 1. Nu știu dacă ați sesizat, dar pe termenul ăștia 2 n nu i-am scris. M-am dus direct la 3 n și 3 n plus 1. Și am revenit și i-am pus la capăt aici, la coadă. Nu se întâmplă nimic la adunare. Da. E bine, din nou, ce poți face aici? Scotem factor comun pe minus 1 la puterea 2n. Minus 1 la 2n pe lângă minus 1 la 2n pe lângă 1 minus 1. Și plus 2 ori minus 1 la puterea 6n plus 1. Care e egal mai departe? 1 minus 1 cât face aici? 0. 0 ceva? 0. Plus 1 minus 1, 0. 0 ceva? 0. Plus 2 ori minus 1 la 6 n plus 1. Minus 1. Ori minus 1. Și egal cu minus 2. Terminat ești. Niciun caz. Nici nu ar ajuta niciun caz. Observați aceea că sunt consecutive, am tradus-o concret. Că voi, cei care redactau, nu puteau să spună cuvinte. Sunt consecutive. Unui par, unui par, nu știu ce, nu știu cum. Dar dacă am făcut chestia asta și pe n plus 1 am scris la n ori 1 și am dat pe minus 1 la n factor comun, totul devine foarte clar în redactare. Cei care urmăresc, profesorii care vor urmări la corectură, vor vedea 1 minus 1 fac 0. Aici 0 dispare. Și doar îi rămâne minus 2. Și deodată, în final, B-ul este găsit minus 2. Am reușit în felul ăsta să vă spun că la o lucrare de gen olimpiadă, acestea sunt de chestiuni de olimpiadă, unul poate să aibă ideea aceea bună cu 6K și să vadă toate cazurile și se duce și el, dar consumă enorm de mult timp. Practic, la ghiștiu acela poate să consume tot timpul. Da? Altul sesizează varianta n plus 1, descompune ca fiind minus 1 la n ori minus 1, scoate în factor comun pe minus 1 la n, observă 1 minus 1 e 0, redactează în 3 rânduri și el se ocupă de alte ghiștiu și face altceva. Da? Deci asta e deosebirea între unul care muncește foarte mult pe idee, dar altul care surprinde lucrurile astea este foarte frumoase. Da, ne oprim aici că... La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof. Online seara până în continuare. Nu uitați de like și share. La așa să faceți, dragilor, să nu uitați de like și share.